Ce aici pe scenă. Sper că sunteți bine, v-ați mai intrat sufletul puțin. Este momentul în care se cuvine să vă facem urări pentru viață, pentru drum lung, pentru ani frumoși de liceu. Dar vă urez în același timp și vă îndemn să nu uitați niciodată să rămâneți copii. Am văzut aseară la voi o frumusețe pură a copilului care știe să se bucure de fiecare clipă. Și să nu uitați niciodată să nu pierdeți acest lucru, această calitate a voastră. Iar pe de altă parte să nu uitați că în spate aveți o armată de părinți. O armată de părinți pe care am văzut-o și aseară, am văzut-o și timp de 4 ani.
negociind, discutând, da, căutând soluțiile cele mai bune. Din acest punct de vedere, clar, suntem niște norocoși. Și să nu uitați niciodată acest lucru. Întotdeauna aveți acești prieteni alături de voi, care vă susțin la bune și la rele. Ce să vă mai urăm? Să aveți mult succes. Să vă căutați cu grijă drumul vostru în viață, să pășiți cu încredere și de ce nu să ne faceți mândri de voi. Mult succes, multă baftă să aveți. Toate cele bune. Un moment mult așteptat, cu emoții mari, premierea șefilor de promoție. Alături de mine, invit pe Avram Arila și Paloș Andra, care au terminat cu media 10. Felicitări fericitelor! Se pare că am creat un obicei între anul Alescu să avem doi șefi de promoție, să avem doi elevi cu medie egală, astfel încât să nu-i putem departaja. Dar nicio problemă, avem doi premianți. Doresc să încep prin a le mulțumi cadrelor didactice că au fost alături de noi pe parcursul acestor 4 ani minunați de școală. Vă mulțumesc pentru răbdarea arătată și implicarea și munca depusă pentru dezvoltarea noastră. Mi s-a părut că acești 4 ani au trecut ca vorbe. Cu toate acestea, am o mulțime de amintiri frumoase cu clasa mea. Îmi amintesc excursiile, taberele, concursurile, festivitățile și toate momentele petrecute împreună. Au fost și momente grele, bineînțeles. Important este că am trecut peste ele cu bine. Le urez celor care în clasa 8-a mult noroc și le emulez împreună cu colega mea cheia școlii, cheia succesului pe care o merită. Aici se încheie un capitol din viața noastră și tot aici începe unul nou. Dragi profesori, domnule director și domnule diriginte, vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul oferit și efortul depus, iar vouă, dragi colegi, vă doresc mult succes mai departe în viață și o vacanță plăcută! Dragi părinți, stimați profesori, dragi colegi, acum câteva zile m-am uitat pe albumul foto realizat de domnul diriginte și am văzut câteva poze cu noi din clasa a 5-a. Unii dintre noi încă aveau câte un han în lipsă care abia aștepta să apară. Mi-am dat seama cât de mult am crescut, cât de mult ne-am dezvoltat și maturizat, atât fizic cât și psihic. Ne-am adunat astăzi pentru a sărbători cei 4 ani petrecuți în băncile gimnaziului. Le mulțumesc foarte mult profesorilor. Alături de ei am făcut primii pași ai adolescenței și ne-am făcut o primă idee despre ce ne place și ce nu. Le mulțumesc pentru că și-au predat materia cu seriozitate, oricând și oriunde, ori de la catedră, ori din scaunul de la biroul de acasă. Le mulțumesc pentru sfaturile prețioase pe care ni le-au dat și pentru lucrurile noi și interesante pe care ni le-au împărtășit. Și le sunt recunoscătoare pentru că nu au fost doar niște profesori, ci niște prieteni pe care i-am admirat. Îi mulțumesc enorm domnului diriginte. Dumnealui a fost ca un far, care ne-a luminat calea și care ne-a făcut din fiecare zi ceva însorit și vesel, plin de voie bună și râsete. Ne-a făcut să sâmbim de fiecare dată. Timp de 4 ani am stat sub aripa dumneavoastră și am simțit siguranță în fiecare minut. Vă mulțumesc pentru materia pe care ne-ați predat-o cu atâta dăruire și pentru că ne-ați făcut să o îndrăgim și să o iubim la fel de mult ca pe dumneavoastră. Pitagora, Tales, Gauss vor rămâne în mintea noastră mult timp, poate chiar toată viața, și ne vor ajuta la multe aplicații practice. De radical din 4 pâini nu știu ce să zic, dar sunt sigură că cel puțin pe mine mă va ajuta la ceva. Sunteți persoana la care timp foarte mult și pe care o iubesc și nu sunt singura. Astăzi ne-am adunat aici pentru a sărbători și viitorul. Cei 4 ani ne-au pregătit pentru liceu și pentru ceva urma după. Viitorul care cine știe unde ne va călăuzi pe fiecare dintre noi. Sunt sigură că va fi unul frumos. Dar ne-au pregătit și pentru capacitate, pentru evaluarea națională din clasa 8-a.
două examene, unul la limba și literatura română și altul la matematică. Mai țineți minte discursul meu dintre a șaptea? Nici eu. Dar acum chiar că e vai de mine. E vai de... Nu. Sper ca toată lumea să ia nota pe care o vrea și să ajungă la liceul dorit, acolo unde sper că își va găsi locul. Le urăm succes colegilor noștri de-a șaptea. Să învățați carte și parafrazezi, băgați-vă mințile în cap și mai lăsați telefonul. A fost o onoare să învățăm de la dumneavoastră și, dragi colegi, a fost o plăcere să fim 4 ani împreună. Succes la examen! O invit alături de mine pe reprezentanta claselor a șaptea, Costache Samira, pentru a primi salutările. Dragi elevi și stimați profesori, doresc să vă mulțumesc în numele claselor a șaptea pentru cheia succesului ce ne-a fost înmânată astăzi. Această cheie nu reprezintă doar deschiderea spre toate ușile succesului, dar ascunde în ea toate emoțiile trăite, momentele petrecute împreună, ce le vom aminti cu drag, și munca depusă de elevi, dar în special de profesori, cei ce ne-au îndrumat cu răbdare și dedicație, oferindu-ne din înțelepciunea și cunoștințele lor. Doresc să-i felicit pe absolvenții claselor a 8-a pentru toate realizările lor pe parcursul acestor ani și pentru finalizarea ciclului gimnazial cu succes. Iar deși acesta pare un sfârșit, este doar începutul unui nou capitol din viața fiecăruia. De aceea vă vom ura succes și ca toate visurile să vi se împlinească. În final, suntem conștienți că acum este rândul nostru să vă călcăm pe urme. Și sperăm ca toate ușile succesului să ni se arate și nouă. Acești 4 ani, elevii claselor a 8-a au adunat momente frumoase, amuzante și emoționante. Le vom urmări și noi în următoarele clipe, deoarece urmează redarea filmulețelor de promoție. Thank you.
Before we come home.
Thank you.
Thank you.
Ca de fiecare dată, diriginții și-au și ei cuvântul. O invit alături de noi pe doamna profesor Cocoșa Distrugeanina, diriginta clasei a 8-a A. Dragi absolvenți, chiar dacă suntem împreună de 2 ani, acești 2 ani au fost frumoși ca voi, plin de farmec, umor, pozne, biologie, surprize frumoase, după cum ați văzut. Am ales să fiu diriginta voastră și nu regret acest lucru. Am reușit să ne cunoaștem și să ne adaptăm la provocările apărute pe parcurs. Aș dori să le mulțumesc doamnelor și domnilor profesori care au lucrat cu voi în toți acești 4 ani pentru efortul depus și pentru răbdare. Le mulțumesc de asemenea și părinților pentru susținere, înțelegere și implicare în toate activitățile copiilor. Vă felicit pentru copiii dumneavoastră.
Felicitări pentru rezultatele din toți acești 4 ani. Vă urez succes la examen. Să ne revedem sănătoși și în clasa noua. Eu vă aștept pe toți cu drag. Mulțumesc! Acum îl invităm alături de noi și pe domnul profesor Peter Radu Mihai, dirigintele clasei 8B. Bună ziua! Azi noapte la 1 când m-am întors de la banchet, citeam un speech pe care îl făcusem cu puțin timp în urmă și așa parcă m-a apucat plânsul când îl citeam. Tot așa, păi, o să ne fie tot de voi, sunteți cei mai buni, cei mai frumoși. Și la ora 5 dimineața am zis, hai să schimb puțin. Nu prea a ieșit ce... Mă rog, a ieșit bine, a ieșit. Înainte de toate, aș vrea să urez la mulți ani colegei mele, Alice Făcoș. Îi pot urăm la mulți ani de aseară, de aseară, de ieri. Bun. Și apropo de emoții, îmi tremură și mie mâinile, că asta e viața. Și așa am scris de dimineață. Astăzi voi lăsa la o parte formulele și ecuațiile, testele și temele, exercițiile și problemele și chiar, dacă nu mă crede domnul director, și pe Pitagora lăsăm la o parte astăzi. Le lăsăm pe bătrân. Vă voi vorbi astăzi, pentru ultima dată, în calitate de diriginte și de dascăl al vostru, și voi încerca să vă adresez câteva gânduri, emoții și trăiri. Voi sunteți o generație puțin aparte. Dacă generația părinților voștri era generația cu cheia la gât, la fel am fost și eu, voi sunteți generația cu masca pe figură. Din păcate, am trecut și prin asta. Dacă țineți minte, în clasa a 5-a, a 6-a, aveam de fiecare dată când ne întâlneam după finalul vacanței sau înainte să înceapă vacanța, îmbrățișarea de grup. Și nu pot să-l uit pe Denis cum venea, băi, nu știu dacă este aici, Denis. Da. Ce ne-a adus perioada asta ciudată? Ne-am trezit la 1,5 metri distanțare socială, cu masca pe figură, ne-am trezit cu mâinile uscate de atâta dezinfectant, ne-am trezit cu învățământul online, învățământ la față în față și nu pot decât să remarc capacitatea voastră de a face atâtea lucruri în același timp și de a face exerciții la matematică și de a vă juca online, în rețea. Așa, țin minte la una dintre clase, cred că la A, cred că un sfert dintre voi nu aveți nicio lecție scrisă din octombrie până în mai. Cred că vă pică rețea. Bun. Astăzi este ultima zi de gimnaziu, urmează examene, vor urma și alte examene, provocări, vor fi victorii, vor fi și deziluzii, probabil, pentru unii dintre voi, bucurii sau supărării trecătoare. Aș vrea să am puterea să vă răspund la toate întrebările despre viață, numai că viața nu este... Stați, ca să-i să așa. Nu este ca în viață, nu e ca în matematică, unde întotdeauna avem răspunsuri valide. În cei 4 ani ne-am dorit să vă transmit nu numai noțiuni matematice, ci mai presus de orice să vă întăresc capacitatea de a gândi cu propria minte, de a fi demni și onești, de a fi autoperfecționiști, liberi în cuget și în idei. Am încercat să vă fiu și prieten, și coleg, și dascăl, și mentor. Dacă a ieșit sau nu, viitorul o să ne arate. Pentru viitor vă doresc în primul rând sănătate.
Vă doresc să vă trăiți viața într-o lume fără pandemii și fără război. Vă doresc baftă la examenele naționale și mai ales la examenul vieții. Mai bine. Iar acum trecem la momentul mult așteptat, îmânarea diplomelor de absolvire. Avem câteva diplome de absolvire. Începem cu clasa 8-a, elevul Angel Alexandru. Anaica Andrei. Avram Marius Ștefan. Bejliu Cristiana Ioana. Boțu Cristian Florentin. Butoi Mori Alexandru. Caru Ioana Delia. Constantina Vipa Tiana. Dinu Iuliana Raluca Diana. Dobre Alexandru Hân. Diana Gabriela. Dar noi să le mulțumesc cu nefisile, nu mai au curetea să mea. Ion Vlad Ștefan. Iordan David Andrei. Mărunțelul Andreea Teodora. Nae Ana Maria Georgiana. Năstase Mihai Alexandru. Nedelea Alina Mariană. Marina, pardon. Victor Eduard Gabriel. Popescu Luca Gabriel. Nu poate lipsi Popescu Matei Cristian. Saris Nicolae.
Slavă Nicolae Alin. Ștefan Alexandra Gabriela. Zahotin Robert Gabriel. Tudoran Gabriel Fernando. Vasile Raluca Bianca. Voina Eduard Costin. Zaharescu Marian Andrei. Deci Marinică. Și bineînțeles că doamna dirigintă. Felicitări încă o dată. Vă rămâneți pe scenă că mai aveți treaba cu voi. Invit pe domnul dirigintă de la clasa 8AB, alături de mine. Să înmânăm diplomele de absolvire și pentru clasa 8AB. Și invităm în scenă elevul Alexandrescu Luca. Angel Andrei. Abraham Matia. Baitechin Necirvan Alicandru. Bobe Diana Gabriela. Bratul Ioana. Bratul Maria. Caleașcă Ema Maria. Calibașcu George Mihai. Dincea Teodora Maria. Drume Alexandru Gabriel. Drume Gabriel Maria. Gloria Maria Roxana. Grigore Andrada Nicol. Hey.
Eutache Maria Gabriela. Lungul Florin Dragoș. Marin Florentina Mihaela. Mihai Maria Gabriela. Mihalache Claudiu Iulian. Moise Matei Cristian. Naie Petre Matei. Paulo Chandra Maria. Petre Vlad Pintian. Rafa Alexandru Constantin. Tere Andrei. Părinta Maria Alexandra. Sorului Alexandru Gabriel. Vizitivul Cătălin Gabriel. Voi cu Andrei Alexandru. Zanfir Martina Ana Maria. Aplauze pentru elevii claselor a 8-a. Acum trecem la un alt moment mult așteptat, premierea elevilor meritoși. Începem cu clasa 8-a,
se acordă premiul întâi, elevei Brunea Cristiana Gabriela. Premiul al doilea se acordă elevului Butoi Horia Alexandru. Tot premiul al doilea, elevei Metelia Alina Marina. Tot premiul al doilea, elevului Popescu Luca Gabriel. Tot premiul al doilea se acordă elevei Dinu Iuliana Raluca Diana. Premiul al doilea se acordă elevului Voinea Eduard Costin. Premiul al doilea se acordă elevei Maruțelu Andreea Teodora. Tot premiul al doilea se acordă elevului Amaica Andrei. Tot premiul al doilea se acordă elevei Constantin Alin Patriana. Premiul al doilea se acordă elevului Zaharescu Marian Andrei. Și tot premiul al doilea se acordă elevului Popescu Matei Cristian. Premiul al treilea se acordă elevii Vasile Raluca Bianca. Mai avem un premiu 3 pentru elevul Saris Nicolae. Premiul al treilea se acordă elevii Ștefan Alexandra Gabriela. Și tot premiul al treilea se acordă elevului Angel Alexandru. Avem și câteva mențiuni. O primă mențiune se acordă elevului Nistor Eduard Gabriel. Tot mențiune elevului Dobre Alexandru Vlad. De asemenea, mențiune elevului Regiu Cristiana Ioana. Și tot mențiune elevului Năstase Mihai Alexandru. Felicitări! Felicitări tuturor elevilor din Atlanta Ocala. Trecem la premierea elevilor de la clasa 8B. Avem premiul întâi pentru eleva Avram Maria. Tot premiul întâi se acordă elevului Alexandrescu Luca.
Premiul întâi se acordă elevei Paolo și Andra Maria. Și tot premiul întâi, elevei Mincea Teodora Maria. Promoțiunea de la domnul Vizinte, că toți patru au 1.010.000. Avem un premiu 2, care se acordă elevului Angel Andrei. Premiul al doilea se acordă elevului Moise Matei Cristian. Tot premiul al doilea se acordă elevei Florea Maria Roxana. Și tot premiul al doilea se acordă elevei Zanfir Martina Ana. Premiul al treilea se acordă elevei Marin Florentina Mihaela. Premiul al treilea se acordă elevei Iordache Maria Gabriela. Premiul al treilea se acordă elevului vizitiu Cătălin Gabriel. Și tot premiul al treilea se acordă elevului Petre Vlad Cristian. Până la media 9, le-am acordat mențiuni elevului, elevei Grigore Andrada Nicol. Tot mențiune Nae Petre Matei. Mențiune elevului Dumea Gabriel Marian. Avem o mențiune și pentru eleva Bratu Maria. Mai avem o mențiune pentru elevul Sterea Andrei. De asemenea, mențiune se acordă elevului Grumea Alexandru Gabriel. Tot o mențiune pentru elevul Lungul Florin Dragoș. Mai avem o mențiune care se acordă elevei Caleașcă Emma Maria. Și încă o mențiune pentru elevul Baitechin Necimvan Alexandru. Felicitări clasa 8B. Felicitări, mulțumim! Puteți face un pas în spate. Felicitări tuturor! Iar acum, domnul director Dumitru Dan Nicolau are câteva surprize pregătite cu ajutorul Asociației de Părinți Traian Alescu și un sponsor generos, Deburnat.ro. Mulțumesc! Așa cum au spus și prezentatoarele noastre, am reușit și în acest an cu ajutorul Asociației de Părinți și a unui sponsor care a fost aproape întotdeauna alături de noi să le facem copiilor merituoși niște surprize și altfel de surprize. De asemenea, să le acordăm niște diplome de merit pentru mediile 10, dar în același timp să-i apreciem pe aceia care au reprezentat Liceul Teoretic Traian Alescu și Liceul Județul Info la competițiile județene și naționale. Și nu oricum, unii chiar au venit cu premii de acolo.
Și am o primă diplomă de merit pentru eleva Paluș Andra Maria. Felicitări! De asemenea, diplomă de merit pentru eleva Drumea Cristiana Gabriela. Mai avem o diplomă de merit pentru eleva Avram Maria. De asemenea, avem o diplomă de merit pentru elevul Alexandrescu Luca. Și rămânem datori de această dată cu o diplomă care s-a rătăcit pe drum, dar avem plicul pentru Dincea Teodora. Și promite că vine și diploma în cel mai scurt timp. Felicitări! Cred că merită din plin aplauzele noastre. Diplomele pe care îi le țin acum în mâini reprezintă munca lor, reprezintă munca dumneavoastră, poate un pic și munca noastră, dar cred că reprezintă foarte multă ambiție și dorință de a reuși. Bravo, felicitări și sperăm să vă mai vedem pe scenă în astfel de ocazie. Bravo! Încă o dată felicitări tuturor! Acum urmează să marcăm un moment foarte important, aruncarea tocilor, pentru care vom începe să numărăm. Unu, doi, trei, jumate, din viața voastră și se apropie cu pași repede cu altă etapă, la fel de frumoasă sau chiar mai frumoasă decât aceasta. Important este să știți să vă bucurați de fiecare clipă. Iar acum toate porțile vă sunt deschise. Deci, totul va fi bine. Aici se încheie cei 4 ani frumoși, doamnelor și domnilor. Felicitări tuturor elevilor și mult succes în ceea ce și-au propus în viitor, cu rezultate cât mai bune și premii cât mai multe. Aplauze pentru clasa 8-a! Să-ți iau și eu, 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 să-ți iau și
Oh, 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 oh